Toboșarul trupei Vanc s-a stins din viață joi, 12 decembrie, în urma unui AVC. Informația a fost venită din partea unor surse apropiate familiei sale. Cu doar câteva ore înainte de deces, pe pagina oficială a trupei, era afișat un anunț conform căruia anunțau lansarea unei noi piese. Te-am sunat din greșeală. Nu știm cum stați cu planurile de revelion, dar știm exact ce facem mâine. Fiți cu ochii pe Vanc, pentru că lansăm varianta quartet a piesei Te-am sunat din greșeală. Și nu e nimic accidental în ceea ce urmează. Este postarea oficială a trupei Vanc, pe Facebook. Pe contul personal de Facebook, Nicu Sârghe a publicat o fotografie din tinerețea lui. Iar fanii și-au exprimat părerea. O internaută a fost cea care i-a scris: "Ai fost superb, moment în care toboșarul trupei Vanc a reacționat, n-am murit." Reacțiile femeii nu s-au oprit aici, deoarece a venit cu o altă părere: "Arăți ca și cum." Astăzi, după moartea fulgerătoare a artistului, tot în secțiunea de comentarii un internaut care a văzut schimbul de replici anterior a fost de părere că acel dialog a reprezentat, de fapt, o premoniție. "Nu pot să cred că dialogul ăsta a avut loc ieri și astăzi s-a stins. Ce premoniție! Dumnezeu să-l ierte, la scurt timp de la aflarea veștii trecerii în neființa toboșarului." Pagina trupei Vanc a transmis un mesaj emoționant și plin de durere în același timp în memoria membrului fondator care s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani. Nu există cuvinte suficiente pentru a descrie ce simțim acum. Astăzi, lumea noastră a devenit mai tăcută. Nicu, toboșarul nostru, prietenul nostru, membru fondator Vanc, ne-a părăsit. Îi vom simți mereu ritmul în fiecare cântec și îi vom purta amintirea în suflete. Suntem alături de familia sa și de toți cei care l-au cunoscut și iubit. A fost mesajul trist transmis de trupa Vanc.